După 2 săptămâni de decizii și acțiuni șovăielnice, Germania anunță că a descoperit sursa care a provocat epidemia de E. coli. De vină ar fi semințele germinate pe care medicii germani le suspectaseră și zilele trecute. Răul a fost însă făcut, sunt cel puțin 31 de morți și peste 3.000 de bolnavi în spitale, iar pagubele pentru fermierii europeni sunt greu de calculat. Bulgaria intrase și ea în alertă după ce un bărbat a murit ieri. Autoritățile de la Sofia au anunțat însă că decesul nu a fost provocat de E. coli. Analizele i-au dus pe medicii germani acolo unde inițial eșuaseră, adică la semințele germinate produse în Saxonia inferioară pe care le testaseră și săptămâna trecută. Acum, rezultatul e altul. Eingrenzung ist möglich. Es sind die Sprossen. Ein Nachweis des Erregers auf diesem Lebensmittel ist aber bisher noch nicht gelungen. Mai multe ferme din zonă sunt acum monitorizate de oficialii sanitari germani. În urma descoperirii, medicii nemți au dat undă verde populației să consume salată, roșii și castraveți, nu însă și semințe germinate. Noch keine Entwarnung geben. Leider ist weiterhin mit neuen Infektionen zu rechnen, aber die Zahl der neuen Infektionen ist fortwährend und deutlich rückläufig. Das ist Vești bune vin și din Rusia, țară care a interzis importul de legume din Uniunea Europeană. Готовы под гарантии компетентных служб Евросоюза такие поставки возобновить. Это абсолютно точно. Prea târziu, strigă indignați, sute de fermieri europeni ruinați de isteria E. coli. În Spania, gafa medicilor germani ce anunțaseră că sursa epidemiei ar fi castraveții iberici a adus pagube de sute de milioane de euro. Pierderi au fost raportate însă și în alte țări europene, inclusiv România. Tortura.